Accidentul rutier în care a decedat o tânără de 22 de ani, fiind originară din orașul Căușeni, întâmplat la 1 ianuarie 2023 la ora 23:35, a avut loc aici, în această intersecție dintre străzile Mitropolitul Varlaam și Ștefan cel Mare. După cum vedeți, în spatele meu este acest gard deteriorat în urma impactului. M-am apropiat, încă era răsflare. În momentul dat am sunat la salvare. Salvarea a venit trepejor, undeva 5-10 minute, nu mai mult. Era răsflare, am întrebat-o numele, pronumele, așa se întreabă, în fapt, și se vede că nu a răspuns nimic. Era în comă. Și până și a venit salvarea, de acum au depistat că e în... decedat. Am luat și am încătat cu filinarul împrejur, dacă nu-i un copil. Și nu era niciun copil. Asta punem o liniștitare, că nu-i niciun copil împrejur. Victor Focșa din Căușeni locuiește în apropiere de locul producerii accidentului rutier. Acesta povestește că a intrat în casă cu câteva minute înainte de producerea accidentului. La un moment dat a auzit un zgomot puternic în stradă, iar când a ieșit a văzut deja mașina răsturnată și șoferița la volan. Eu am venit acasă undeva jumătate de oră înainte de a fi accidentul ăsta. Mă rog, am intrat în casă și am auzit o pălitură foarte mare. Și nu asemănătoare cu cum sunt astea, saluturile sau altceva. E altă păritură. Mi-am dat seama că e ceva accident. Și am ieșit încoace și m-am uitat așa de mașina acolo, pe acoperiș. Și m-am apropiat pe jur și vă spuneam că am întrebat-o. Mașina era la gaz. Și sunt că era... Se auzea gazul, cum suflă gazul de mașină și m-am prietat că așa cum suflă, am întrebat-o și m-am dat la o parte, mă rog, să aerul ăla să poate să bucnească. Adică m-am uitat că nu putea scos pe ea de mașină, era într-așa mod că nu era posibil să o scot din mașină. M-am sunat la salvare și ca știu să spun la salvare, că în cunoștință, nu în cunoștință, că e răsflare încă, nu în cunoștință, asta a fost problema. S-a apropiat mulți oameni, a fost... Poliția, salvatori au fost și nu au fost, finit bunica, mătușa i-a venit după asta, soțul, adică, nu știu, soțul, și a fost panică mare, a fost tragedie mare pentru tânși. Maica ei a fost cu mine într-o clasă, împreună, am învățat împreună. Ce vă spun, maica s-a toată viața lucrat pentru străinătate. Fata, nu știu cum a crescut, adică mi-a spus prin cunoscut că a lucrat pe la salat, pe la... Așa nu o cunosc, nu știu la față bine. Și nici n-am cunoscut-o că era toată fața de sânge, nu putem să o recunosc și nie. Pălitura a fost, cum am întâlnit-o cu taică-s-o astăzi, m-a întrebat, a avut ea scapare, nu a avut scapare, taică-s-o vitric. Întrebat-o-s că ea scapare n-avea, că a fost pălitura mare în cap. Asta e pentru mine, că dacă putea eu să o scăp cu ceva sau nu putem să o scăp, nu putem să o scăp cu nimic. Asta a fost situația. Mă rog, anul nou, mă rog, oamenii mai servesc, se mai nervează, se mai sfădesc, dar nu trebuie așa cazuri să facă. Locuitorii orașului Căușeni spun că au rămas îngroziți de acest accident chiar în prima zi din an. Unii dintre ei cunoșteau femeia și cred că viteza ar fi fost de vină. Eram în pat, culcați, am întâlnit și că nu... O bucnitură așa de mare, eu am crezut că e racheta, cred. Și când a ieșit așa până a ieșit ea, lume multă, și-a spus că una tânără, o doamnă tânără, singură era în mașină și au venit salvatorii și au scos-o de acolo. Dar cunoașteți strada, era umedă, a fost plouat pe stradă, ce era? Strada, ca stradă? Așa era, ca întotdeauna, eram culcat cu patul, măsărit în sus. Avea un băiețel avea, dar trăie, nu trăie, cu bărbatul, eu nu pot spun. Noi trăim aici, dar ei trăiesc mai încolo, în Căușeni vechi, încolo și proasca, nu pot spun. A rămas copilul mic? A rămas cu, mama am înțeles că e în Portugalia, dar bunești, cu bunei băieții o crește. Și e tot bune, eu crescut.
Cred că era ceață, poate și era umidă, eu știu, poate a derapat cumva, a pierdut controlul asupra volanului, nu știu, nu cunosc. Poate fi multe. Eu, din cât cunosc, ea nu prea mergea la volan. O vedeam în transportul public, dar la volan nu prea. Cred că ceva a fost cu mașina, eu așa cred că. Tare eram stresat și din cauza și copiii noștri, început să-i sunăm și să le spunem, măi, mergeți mai încet. Potrivit poliției, tânăra de 22 de ani deținea permis de conducere auto, iar pe automobil avea procură. Oamenii legii spun că a fost inițiată urmărire penală pe acest caz, iar una din versiunile anchetei ar fi viteza neadecvată condițiilor de drum. Pe cazul dat este inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Corpul neînsuflețit a fost îndreptat la necropsie și urmează să se stabilească dacă acesta a consumat careva băuturi alcoolice. Persoana deținea permisul de conducere, categoria corespunzătoare. Expertiza medico-legală urmează să stabilească dacă tânăra era sau nu în stare de ebrietate la volan.